Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor. Bârfim revista Știință și Tehnică astăzi. Rog pe colegii mei să preia acest biciclist galactic. Colegii Alex Safta și Adrian Nicolae sunt împreună cu Cristian Român cu mine. A cui a fost ideea, băieți, cu biciclistul ăsta pe lună sau poate o fi? Categoric Răzvan. Da, lui Răzvan. Răzvan Angelescu este art pop, nici nu știu cum să spun. E graficianul nostru. Graficianul nostru și ce idee a avut ca să mergem prin sistemul solar pe bicicletă într-o zi. Poate să mergem într-o zi pe bicicletă pe sistemul solar. De ce nu? Sperăm că pe bicicletă mai e greu, ca să zic așa. Hai să luăm la discuție și până vă iau la refec așa, să vă întreb ce ați mai citit în ultima vreme. Dar eu am și rezervă, așa că o invităm pe colega noastră Cornelia. Are ziua astăzi, nu vă spunem câți ani am primit, dar foarte frumoasă. Pic, câteva luni. Uite, am semnat toți și îi dăm într-un cadru festiv. Cornelia, te rog să vii aici și colegul să ne ia. Spunem la mulți ani toți, să fii frumoasă, să fii sănătoasă și să crești mare. Și să spunem că, nu vă uitați la ea, că e așa de mică, este și cascador pe deasupra, sau ai fost o vreme? Ai fost o... Bine, mersi frumos. Hai să ne ducem la misterele sistemului solar. De ce mistere, dragul? Da, sistemul solar e un obiect astronomic, ca să-l iau așa, ca sistem bine cunoscut. Dar totuși mai sunt multe întrebări la care trebuie să răspundem. Din punctul meu de vedere, de exemplu, una dintre întrebările fundamentale legate de sistemul solar ar fi: este viață în sistemul solar pe vreo altă planetă decât Pământul? Este un mister. Avem Marte, Titan, Europa, astea ar fi principalii trei candidați. Din punctul meu de vedere, cred că Europa. Europa, care e satelitul lui Jupiter, ar fi cel mai interesant loc de căuta viața în sistemul nostru solar. Și v-am arătat la un moment dat un articol din Nature, dacă nu mă înșel, în care se făcea echivalențe între descoperirea bozonului Higgs, care iată, tocmai a fost măsurat, detectat, descoperirea bozonului Higgs ar avea echivalent în biologie descoperirea vieții în sistemul nostru solar. Și cred că implicațiile ar fi mult, dar cu mult mai profunde. Deci cred că e greu de comparat. N-ai cum să compari legea atracției universale cu cartarea genomului uman. Sigur că sunt etape în... Așa, ce ai găsit? Primul hacker, mi se pare, nu? Ai scris un articol? Eu sunt cu... Cum e cu primul hacker? Bine, am făcut oarecum o notă discordantă, pentru că ultimul număr se axează foarte mult pe explorarea sistemului nostru solar, a Universului. Eu am vorbit despre două personaje, sunt două materiale foarte puțin cunoscute, despre primul hacker din istorie, John Nevil Maskelyne, un britanic, un englez, așa un mare rival al lui Marconi. Merită să spui povestea asta, că lumea nu știe. Sunt povești foarte puțin cunoscute și iarăși mă refer acum la primul material, cel mai amplu din revistă, cel al exploratorului japonez. Vedeți, aveam cred că vreo 7-8 ani când am aflat pentru prima oară de cursa epică dintre Amundsen și Scott, lupta pentru Polul Sud. De bine, a mai fost un al treilea personaj pe care istoria l-a uitat. El nu apare în semnările oficiale decât într-o notă de subsol. Un japonez nebun, bineînțeles. Un japonez nebun care nu avea experiență în explorări arctice sau antarctice, dar care avea o drăzenie specifică samurailor, pentru că el se trăgea dintr-o familie veche de samurai, avea o sabie de pe la 1600 făcută de un mare maestru nipon. Vă dați seama, vă dau un singur exemplu, gândiți-vă că și Amundsen și Scott plecau acolo, aveau drept aliment un fel de concentrat din măduvă osoasă, carne roșie, fructe de pădure, care le oferau un aport caloric extraordinar. Japonezul nostru n-a plecat acolo decât cu prune uscate, pește afumat și fasole. Și să aibă și sabia de samurai. Da, în țara aia unde nu crește nimic, ci să... Da, și pentru el a fost, cum să vă zic, a fost o victimă a birocrației, cel puțin așa îl consider eu, pentru că el avea un avans de un an în fața lui Scott și a lui Amundsen și dacă ar fi fost susținut de guvern la vremea respectivă, el ar fi ajuns. Acum imaginați-vă, vine un om și spune într-o țară care cu nici 20 de ani în urmă aplica pedepsa cu moartea pentru cei care vreau să depășească granițele, să vină să spună: voi fi primul care ajunge la Polul Sud și care arborează drapelul nipon la Polul Sud. Ce au răspuns guvernanții japonezi? Au zis: domnule, ok, nu ne interesează cum ajungi tu acolo, dar de ce ai face-o? Da. A durat foarte mult să-i convingă, a fost și un politician puțin corupt care l-a susținut cu foarte puțin bani, pentru că el a ajuns acolo cu cea mai mică embarcațiune care a ajuns vreodată în Antarctica.
În momentul în care au ajuns pe țărm în Noi Zeelandă, au fost comparați cu niște gorile, iar lumea a luat totul motamă, vrei să vadă gorilele care vor să ajungă cu barca la Polul Sud. Important este că el a ajuns acolo, n-a atins Polul Sud, dar a fost unul dintre primii patru exploratori care a ajuns la Polul Sud în acea perioadă, la Moroc, în Antarctica. Înainte să-l rog pe Alex să vorbească despre zburători, să vă spun că am fost nu în Antarctica, dar la Johannesburg în 2002 și în Ubuntu Village, un domn, un tânăr britanic, Swan pe nume, a avut ideea să se ducă în Antarctica împreună cu niște prieteni și să strângă gunoaiele aruncate acolo. Gunoaiele aruncate acolo nu sunt organice, că sunt mai ales tuburi vechi de oxigen, unelte care s-a dus, le-a strâns, a venit o corăbioară și l-a încărcat, au dus-o la Cape Town, au angajat câteva camioane și au cărat toate gunoaiele astea până lângă Johannesburg, la Ubuntu Village, le-au ciocănit, le-au turtit la și au făcut o fortăreață cu pereții din gunoaie din asta de metal. Toți șefii de stat au fost duși acolo, l-am întâlnit și eu pe domnul Iliescu, era atunci șeful statului, să intre și în mijloc stătea individul ăsta care era, nu era un tupeist ca japonezul nostru, era să plictisea omul și atunci domnul Swan înseamnă lebede în engleză, să dusese și el să facă o faptă măreață. Și asta era fapta măreață și era interesantă, dacă te gândești. Știți că și România are o bază de cercetare în Antarctica. Sigur. A fost donată de Australia în 2006, dacă nu mă înșel. Da, se spune că, din păcate, cel care a câștigat-o a murit în 2011, Teodor Neguiță, că era un tip și din comun, vorbește de japoneză, vreau să spun că nici Neguiță nu era departe, l-am cunoscut foarte bine. Dar l-a scris extraordinar, scria. Ne-a scris bine, a știut să se lipească de vase chinezești sau rusești care ajungeau la mama naibii în praznic acolo, s-a împretenit cu australienii sau britanicii care i-au făcut cadou un bidon, nu altceva. Un fel de bidon mai mare, în care omul l-a căptușit pe dinăuntru și l-a făcut locuință, l-a declarat posesiunea a României, s-a dus și a semnat tratatul Antarcticii. Asta cum să spun, cum noi trei ne-am hotărât să zicem, ne ducem și semnăm tratatul de proliferare nucleară. Așa. Dar la momentul potrivit ne-am dus împreună la Eugen Simion, care era președintele Academiei, Eugen care era în minte, a înțeles într-o secundă, a zis gata, facem institut. A semnat decretul de înființare a institutului, care avea o singură persoană, care era și director, și șofer, și avea domiciliu în Antarctica, la Cutare. Așa că Neguiță. Dar Neguiță a contribuit și la cercetare. A căutat niște bacterii care, niște mușchi care, niște... A făcut lucruri pentru care știu că îl era la un moment dat stimat la Academie, că le făcuse. Alex, zburători. Zburători, da. Eu am fost inspirat în redactarea articolului, în primul rând, de experiență proprie pe care am avut-o oarecum în sensul ăsta. Asta îmi place, când într-un articol te văd și pe tine, dom'le, și eu am dat cu capul acolo. Și că de către spre, da, ce presupune? Am sărit cu parașuta acum vreo 2 ani. Mi se pare interesant subiectul, în primul rând, pentru că în cadrul proiectului Red Bull Stratos, care deja a început să capete foarte mare popularitate, se urmărește doborârea vreo 4 recorduri. Deci e ceva care ne va duce cu vreo 4 pași mai în față de unde ne aflăm acum. Zburătorii, cel mai, nu știu, marcant, cel care se remarcă cel mai bine între ei este Felix Baumgartner, ceva de genul ăsta. Da. E un austriac, care e un pic mai complicat, care și-a propus ca undeva până la începutul toamnei să urce până în stratosferă cu un balon, până pe la vreo 36.000 de metri, de acolo să se arunce în gol spre pământ în încercarea de a depăși bariera sunetului. Ar deveni primul om din lume, din istorie, care ar depăși viteza sunetului. Ceva, da, 1100 de km la oră. Încădere la altitudine mare e puțin mai mică viteza. Da, ne proteja de un aparat de zbor. De asemenea, ar fi atinge cea mai mare altitudine la care a ajuns vreodată un balon cu heliu. Și mai sunt niște recorduri și realizări pe care le urmăresc. Da, e unul care a căzut pur și simplu pe niște cutii. Da, am scris și despre el. Ăla n-a zburat. A căzut. Mai mult, da, practic a fost saltul la cea mai mare înălțime fără parașuta. Da. De la vreo 700 de metri s-a aruncat cu un wingsuit. E celebru. Bine, îndrăznesc să afirm că în ceea ce vrește parașutismul, căderea liberă este chiar zbor. Deci e cădere liberă.
Da, dar da. Senzația este cea de zbor, foarte premium. Bun, acum trebuie să vă spun că lipsește de aici un tip destul de interesant, care a inventat un fel de rucsac zburător, i-a zis el. Îl încarci, apă oxigenată punea în el, da. Și buf, și sărea. Justin Cap, despre el vorbesc, care a și fost căpăcit de securitate pentru chestia asta, a fost dus câteva zile, săptămâni, nu știu câte, dar frumos l-am cunoscut pe cel cu care a încercat, că Justin a fost dibaci, a făcut unealta și m-a întrebat la parașutiști, băi, care vrei? Și a venit Vasile Sebe, că așa-s parașutiști, dovadă, uite aici lângă mine, și Vasile Sebe s-a urcat, nu știu pe ce, pe un monument, a dat drumul la, a făcut și un salt mare așa și a rupt am două picioarele. A stat în spital, cam ăsta a fost primul pas al aparatului de numit zburător, pe care, la scurtă vreme după aceea, după ce a fost căpăcit inventatorul nostru, a apărut în America, la războiul din Vietnam, săreau peste, se duceau peste ziduri, se pare că se poate. Oricum, am atins și în articol ceva asemănător. Da. Elvețianul Liv Rossi a făcut vreo 10 ani, s-a chinuit și a creat o aripă de genul ăsta. Da, nu e un ghioză, e o aripă, efectiv, rabatabilă, care îi permite să zboare pe cer, efectiv, ca o pasăre. Are și motoare. Da, are motoare, exact, se ajută de motoare. Adică nu doar plutește, ci chiar zboară. Cred că merita să spui câteva cuvinte și despre bunicul lui Elvețianului, care acum a zburat, a trecut peste Mediterana, da. Picar, s-a urcat până în stratosferă cu balonul. Când s-a întâmplat asta? Cu 60 de ani? Nu, da, prin anii 20 s-a întâmplat, a fost primul care a ajuns. Nu, mai târziu puțin, cred că mai spre război. Cred că 26. Război și, stai puțin, unde a aterizat el? A aterizat în Alpi undeva. Și l-au găsit, l-au luat și un reporter, că întotdeauna se găsesc un paparazzi, întreabă, bun, dar de ce nu erați îmbrăcat în costum de alpinist? Și eu odată o răspund în bun simț uria, zice, bun, și dacă eu ar fi fost să cad într-un casino, trebuia să am și papion la gât. Asta a rămas celebră. E o familie de absolut nebuni, pentru că altul a ajuns în groapa Marianelor, un alt nepot, uite, traversează cu avionul solar și o să o țină în continuare. Și frumos e că asta e Elveția, care nu are nici groapa Marianelor la dispoziție. Da, stratosfera, mă rog, la ei nu prea se vede. Eu spuneam într-o emisiune trecută, împreună cu dumneavoastră, vă spuneam că omenirea paradoxal nu a rezistat și nu a evoluat atât datorită pionierilor, a cutezătorilor, cât datorită celor care au stat acasă. Eroii de multe ori au sfârșit. Când cei care au stat acasă puteau procrea, puteau asigura urmași și puteau să... Da, aici avem niște excepții care nu numai că confirmă regula, dar ei sunt oameni care inspiră lumea. Din da, ei sunt modele. Sunt modele. Avem tendința de multe ori de a idealiza aceste modele. Cum ați întrebat mai devreme de primul hacker din istorie și de rivalitatea lui cu Marconi. Sincer, e o părere personală. Pentru mine Marconi este un personaj idealizat. Pentru că Marconi și-a atribuit o invenție care nu era a lui. A luat radioul de la Tesla. Tesla a fost inventatorul radioului, nu Marconi. Iar John Nevil Maskelyne, primul hacker din istorie, din punctul meu de vedere, trebuie lăudat pentru ce a făcut, pentru că Marconi câștiga sume uriașe susținând că el poate crea un aparat radio fără fir 100% sigur. Maskelyne n-a putut decât să arate, într-un moment în care Marconi își vrea să câștige gloria, să arate lumii cât de sigur e invenția lui, că nu este așa. Maskelyne nu era, cum să zic, un individ care să aibă posibilități financiare și care să aibă acces la presă așa cum avea Marconi. El a dovedit-o cu vârf și îndesat în momentul demonstrației cu un public de sute de persoane că nu este sigur. Și așa a apărut primul hacker. Adi, trebuie să spun că impostorul ăsta de Marconi și-a făcut experiența mergând pe un vas mititel de unde a făcut transmisia. Vasul ăsta a trăit cât a trăit și apoi s-a scufundat. Și a venit un moment în care italienii și-au amintit de vasul ăsta, l-au găsit, l-au recuperat, l-au scos, l-au căpăcit, l-au reparat. Nu l-au mai pus să plutească, ci l-au pus la institutul lor, la acceleratorul lor de particule de la Triest. Acolo e în față, e scos în față, te și crucești când mergi pe uscat și vezi un vaporaș care e acolo. Și a spus, da, uite cine a fost pe ăsta, uite ce a făcut. Ia uitați-vă cât de departe
Așa că impostura lui a avut succes mare. Da, a fost un tip care s-a descurcat foarte bine, dar și a știut să-și atribuie meritele altora. Da. Asta mi-am amintit atât de replica lui Isaac Asimov, care scria al 200-lea roman și era gelos pe Arthur C. Clarke, care deduse lovitura cu Odiseea Spațială 2001 cu, și îl plângea ticălosul de Asimov, zicea, dacă vă gândiți că Arthur a inventat sateliții de telecomunicații și n-a primit niciun ban pe invenția lui. Ăia de la Sony au înconjurat pământul care și a mai făcut tare și nici aia, și a mai făcut tare și una. Dar pe de altă parte, dacă te gândești la scenariul pe care l-a scris pentru și la cărțile pe care le-a vândut la, parcă îți vine să zici că Arthur s-a descurcat în viață. Știi, la asta era între ce. Cristi, o nouă fereastră. Ai fost așa de dezamăgit când am mers la Marius Piso și Marius Piso a zis stai că nu e chiar o chestie grozavă. Că da, chiar am fost dezamăgit în ziua, dar am văzut că la Rosa e curentul acesta de opinie, cum că nu e o companie privată, cum că nu este primul zbor comercial către Stația Spațială Internațională. Nu, am mai discutat cu prietenul Migu, cu Florin Mingereanu. Nu e, dar NASA nu face ea însăși totul. Nu, pe NASA are subcontract. Dar asta am și explicat. În timp ce Boeing, celelalte firme care tot private sunt, primesc proiecte NASA să le ducă la îndeplinire, aici totul a plecat de la inițiativa lui Elon Musk, care e prietenul meu. L-am declarat prietenul meu. Deci un om cu bani care și-a permis să-și bage bani într-o afacere extrem de riscantă, care, iată, s-a concretizat, poate, nu, cu siguranță, telespectatorii noștri n-au cum să nu știe, s-a concretizat cu prima capsulă construită de o firmă privată care s-a cuplat la Stația Spațială Internațională. Acum 3 ani, când Obama spunea că lăsăm firmele comerciale să exploateze stația spațială, că explorarea spațiului, firmele comerciale să o facă, am fost de-a dreptul venea să sparg toate vasele din casă, dar iată că îndoiala mea a fost, cum să zic eu, dată la o parte, pentru că văd că, într-adevăr, o firmă, o întreprindere privată, poate să ducă la rezultate similare cu cele ale NASA. Iar aș echiva la asta cu primele zboruri ale americanilor cu capsulele Mercury, nu Gemini, care au fost a doua generație. Deci undeva în anii 60, când cheltuiau sute de miliarde de dolari pentru asemenea programe. Elon Musk a cheltuit mai puțin, bineînțeles. Zborurile sunt cumpărate de Agenția Spațială Americană, că aici este acuzația, banii primește de la NASA. Domnule, e un cumpăr un serviciu de la firmă privată. Sute de milioane de dolari a primit de... Deci ei au contractul pentru programul acesta de zboruri comerciale, are, nu mai știu, 1,8 miliarde de dolari. Și se pare ceva că bani, sunt ceva bani, dar au cumpărat un serviciu NASA de la el. Și mai este un aspect care mi s-ar părea de-a dreptul senzațional, sper să prind anul respectiv. Elon Musk are o înțelegere cu NASA, un precontract, 2018, aceeași capsulă Dragon va debarca pe Marte. Foarte fără echipaj uman. Ne lăsăm de fumat și prindem, da? Eu aș vrea să mă lăs, să nu vă apucați de fumat. Da. Alex, Stratosferium. Cum stăm? Păi ne apropiem în august la început, urmează să lansăm balonul din aproximativ din aceeași locație, am fost deja trecută, lângă Buzău. Și din câte știu, suntem pe drumul cel bun. Mai avem, mai în acela urmează să fie asamblată, ceea ce nu durează foarte mult. Eu zic că a fost un noroc chiar că toate s-au potrivit la primul Stratosfer, acum un an. Mai puțin în momentul cu 40.000 de metri. Am avut și ghinion la un anumit moment când doi curenți de aer au forfecat practic balonul și l-au spart la 36.000 de metri. 36.000 4 km. Da? Ca să doborăm un record. Ce e 4 km în raport cu 36? Da. Bun, și ce avem la bord? Că asta e noutatea. Păi nu știu dacă vor fi echipamente noi. Dar sunt aici, uite, face marca al nostru, face reclama. Sunt tineri liceeni, tineri care au propus niște mici experimente care vor fi ridicate cu această Asta e partea frumoasă a lucrurilor. Deci este un experiment făcut de o revistă care până la urmă este un mass medium de educație și se propune populației gânditoare. Cine vrea să meargă cu noi, să facă un experiment, să pună ceva, să măsoare altceva și au apărut cel puțin 4 grupuri din ce am văzut eu, nu?
Nu putem spune acum mai mult, trebuie să fie și o surpriză. Noi, știți, da, nu primim știri din acelea cu embargo. Deci până în luna august e sub embargo echipamentele. Sunt sub embargo echipamentele care vor fi montate. Asta e știință și tehnică ultimul număr. Apare în prima săptămână a fiecarei luni. Sperăm să apară și mai departe. Fundația Dinu Patriciu și Holdingul Adevărul îl scoate și ne bucurăm că, iată, TVH2.0 este până acum singura care o bârfește și Radio România, să spunem așa. Este acest număr, ne-am gândit noi că fiind vara și caniculă, e bine să vă simțiți la răcoare în spațiu cosmic, cât mai aproape de zero absolut, dacă se poate. Asta a fost știință și tehnică de astăzi. Vă mai arăt un număr anterior, terraformarea. Cristian, cred că a făcut terraformarea, nu? Da. Ar că am fi timpul să scoatem de acum și să facem o carte cu toate metodele astea pe care să le propunem gimnaziilor din România, copii, băieți și fete, ia apucați-vă voi serios de ce e de făcut în peste 2, 3, 4 decenii, când clar trebuie să vă ridicați în spațiu cosmic, să vă mutați de pe Pământ. O zi bună vă doresc!